Hristos a înviat și bun găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Iată-ne împreună la o nouă emisiune Lumina lui Hristos, o emisiune Lumina lui Hristos și în Lumina lui Hristos, pentru că cei mai mulți dintre noi, de foarte puțin timp, au plecat de la Sfânta Biserică, de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, încă mergând pe cale, probabil se simte în, și lucrează în inimile celor care au fost în comuniune harul Duhului Sfânt, cel care, de care s-au împărtășit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pentru că, iată, suntem în duminica a șasea după slăvita învierea Domnului nostru Iisus Hristos, duminica a șasea după Sfintele Paști, iată, biserica noastră face pomenire a sfinților, celor care astăzi sunt binecuvântați și astăzi sunt pomeniți în toată biserica noastră, în toată biserica ortodoxă, a Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, a Sfinților Mucenici Apolon și Leonid și a celor împreună cu dânsii. Sigur că nu numai aceștia sunt pomeniți în ziua de astăzi, avem și sfinți, mii de sfinți necunoscuți, a căror nume biserica n-a putut să-l cunoască, n-au putut fi transmise, ale căror nume nu sunt cunoscute de noi aici în plan pământesc, să spunem, dar sunt cunoscute în cer, sunt cunoscute de Dumnezeu, pentru că nu-i așa, se spune că numele celor care sunt mântuiți, se vor mântui, sunt scrise în Cartea Vieții. Deci, cu rugăciunile lor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască astăzi o duminică binecuvântată, o duminică liniștită, în pace, în care să ne bucurăm unii de alții și împreună de învierea lui Hristos. Duminica aceasta s-a binevestit nouă, adică astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, s-a binevestit nouă de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Evanghelia rânduită de Sfinții Părinți, care ne vorbește despre vindecarea orbului din naștere. Un moment excepțional, cum sunt toate momentele, fiecare cuvânt, fiecare virgulă, fiecare expresie pe care le citim, le simțim, le gustăm și ne împărtășim de ele din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Scriptură, sunt cu adevărat dădătoare de viață. Deci o întâlnire minunată între Dumnezeu omul și un amărât, un cerșetor, iată, care încă din naștere nu vedea, de fapt s-a născut fără ochi, mai exact, avea doar găvanele ochilor și, bineînțeles, locul acolo unde trebuia să fie acest dispozitiv, să zicem, atât de uimitor și de minunat, care este ochiul, cel care analizează vizual în lumină imaginile. Ei bine, acesta este orbul nostru, acesta este omul nostru cu care se întâlnește Dumnezeu, prilejuiește Dumnezeu o întâlnire pentru a vedea lucrările sale, cât sunt de înalte lucrările sale. Iată că avem o evanghelie absolut minunată, într-adevăr un cuvânt mai lung care ne arată niște adâncimi de nepătruns până la urmă la prima vedere, sigur, dar dacă vor mâna mai în larg, dacă vom merge mai în larg, sigur că este cu putință să cunoaștem câte ceva din adâncimile acestea. Astăzi, iată, vom vedea cum se pregăteau iudeii să formuleze rechizitoriu pentru Iisus din Nazaret, cel pe care noi îl mărturisim ca fiind Hristosul, cel pe care îl mărturisim ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iată că printr-o minune pe care o săvârșește sâmbăta va fi judecat, pentru o minune pe care o săvârșește sâmbăta va fi judecat și condamnat, sigur, alăturându-se la această faptă și altele asemenea acestora pe care, bineînțeles, nu le puteau cuprinde.
fiindcă de obicei avem acest cuvânt al în Alpea Sfințitului, un cuvânt care tâlcuiește Evanghelia de astăzi, Evanghelia Duminicii. Vă rog, dacă sunteți de acord, să privim împreună, să ascultăm, să privim împreună acest material și, sigur, după care să închegăm un dialog duhovnicesc atât cât ne va sta în putință și cât ne va fi dat de la Dumnezeu. Dacă sunt pregătiți cei din experții în domeniu, îi rog foarte mult să dea drumul cuvântului. Suntem în duminica dinaintea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. În această Sfântă Duminică, Sfânta Evanghelie ne pune înainte o pagină atât de frumoasă și interesantă. Mântuitorul Hristos vindecă un om din naștere. Acest om se afla pe cale. Și ucenicii, când l-au văzut, l-au întrebat pe Mântuitorul: cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Mântuitorul le răspunde direct și răspicat: nici el, nici părinții lui n-au păcătuit, ci ca să se arate prin el slava lui Dumnezeu. Atunci, iată, a venit la cel ce era orb și a scuipat pe pământ, a luat tină, i-a pus la locul unde trebuia să fie ochii, pentru că omul nu avea ochi, l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloamului și s-a întors văzând. Această minune a adus mare faimă Mântuitorului, dar și mare gâlceavă. Fariseii s-au înfricoșat de această minune. Cel ce fusese orb și acum vedea, era cunoscut de toată lumea. El cerșea și toți îi dădeau milostenie, că n-avea cu ce să se întreține. De aceea l-au chemat să-l întrebe cine i-a deschis lui ochii. Și iată ce frumoasă expresia, deschiderea ochilor, pentru că în locul ochilor era o piele care acoperea acea orbită goală. Și nu știa cel ce fusese orb cine i-a deschis ochii, dar pe urmă a aflat. Și a zis: omul care se numește Iisus, acela a pus tine pe ochii mei și acum văd. Ce crezi tu despre omul acela? Eu cred că este proroc, a zis cel ce fusese orb. Dar fariseii au spus: noi știm că omul acela este păcătos. El le-a răspuns: de este păcătos nu știu. Un lucru știu, că mi-a deschis ochii. Și a ieșit mare gâlceavă, pentru că tot poporul vorbea despre această minune, că nu s-a auzit niciodată să deschidă cineva ochii unui orb din naștere. N-a fost nici operație, nici intervenție de niciun fel. Și l-au chemat din nou să vadă ce va spune. Au chemat pe părinții celui ce fusese orb și a întrebat și pe aceștia fariseii: acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Cum vede el acum? Și cine i-a deschis lui ochii? Părinții au mărturisit că este fiul lor și că s-a născut orb.
dar cum vede el, nu știu, și cine a deschis ochii, nu știu. Și au spus părinții fariseilor, este în vârstă să vorbească el singur despre sine. Au zis aceasta ca nu cumva să fie și ei socotiți propovăduitori ai lui Iisus și să fie dați afară din sinagogă. Și iată, gâlceava nu se mai termina. Omul a arătat înaintea fariseilor și a căpetenilor poporului și preoților că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu, pe acela îl ascultă. Și iată, era nedumerit omul ce fusese orb. Se ducea însă la templu să mulțumească lui Dumnezeu, că știa că puterea lui Dumnezeu i-a adus această bucurie și această împlinire. De aceea Mântuitorul Hristos l-a căutat în templu. El voia să-și lămurească credința ceea ce fusese orb. Și l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și acela i-a zis, dar cine este ca să crede în El? Iar Iisus i-a zis, cel ce vorbește cu tine, acela este. Atunci cel ce fusese orb a zis, cred, și s-a închinat lui. Vedem aici un element atât de important. Omul acesta era credincios. N-a zburdat îndată după ce a fost făcut sănătos să se laude. Doar la întrebări a răspuns cine l-a făcut sănătos, că Iisus este omul care l-a făcut sănătos. Dar la templu s-a dus ca să mulțumească. Și de fapt, cum tălmăcim această minune? Această minune este mai mare decât oricare minune a vindecării. Unii comentatori spun că este chiar mai mare decât o înviere din morți, că a înviat un trup în care s-a întors sufletul, dar aici s-a completat făptura unui om. Omul nu avea ochii deloc. Și iată cât de frumos se descoperă Mântuitorul Hristos, că El este acela prin care toate le-a făcut Tatăl, că lumea îi aparține și Lui din creație, că toate prin Dânsul s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și pentru ca să adeverească că omul are trupul din pământ, tocmai de aceea a scuipat pământul, a făcut tine și cu tina și scuipatul său a pus acolo unde trebuia să fie ochii. Și ochii au devenit o realitate, au devenit parte din trupul acelui om. Și iată, el a început să vadă. Iubiți credincioși, Mântuitorul a spus orbului și aceasta și mulțimilor, cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Și pentru noi trebuie să fie lumina lumii. Noi nu suferim de orbirea lipsei ochilor, ci suferim de multe ori de orbirea spirituală. Cine nu-L are pe Mântuitorul Hristos prin credința sa și prin faptele sale, acela este mai orb decât cel ce fusese orb din naștere. Acela are întuneric în suflet, neavând credință, și mintea îi este întuneric. De aceea se cuvine ca în această duminică să înțelegem, fiind ultima duminică în care cântăm Hristos a înviat, în această duminică să fim conștienți că noi prin lumina învierii am primit lumina sufletului și trupului, am primit cale către Dumnezeu. Această cale pe care o vom încheia joi, în ziua Înălțării, să o menținem în sufletele noastre și să rămânem cu ecoul cuvintelor
și armoniilor dedicate învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că noi trăim pentru înviere. Înviere este realitate pe care trebuie să o căutăm și să o dobândim prin credința și faptele noastre îndreptate spre Dumnezeu. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu și să-i zicem: Doamne, Tu, Părinte Ceresc, ai trimis pe Fiul Tău să ne învețe despre Tine și să ne aducă adevărul și lumina cunoștinței. Păzește-ne într-o adevărul Tău, să rămânem în credința cea curată, dar și cea lucrătoare. Nu doar să credem, ci să și făptuim ce credem. De aceea, izbăvește-ne de orbirea sufletului și dă-ne nouă să Te mărturisim pe Tine, Părinte, și Fiule și Duhule Sfinte, Treime Sfântă, Creatoarea Lumii și viața noastră și lumina noastră și mântuirea noastră aici pe pământ, ca început de mântuire și în viața viitoare, învrednicește-ne, Preasfântă Treime, să fim cu Tine, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții în împărăția cea cerească și veșnică. Amin. Hristos a înviat! Răspundem și noi, adevărat a înviat, această mărturisire atât de simplă și cu toate acestea atât de adâncă, atât de angajatoare. Hristos a înviat, această veste atât de bună și răspunsul acesta, mărturisirea adevărat a înviat, practic sunt cuvintele pe care am putea să le repetăm la nesfârșit și să nu ne săturăm de ele. De fapt, se și întâmplă aceasta în biserică, iată, de 2000 de ani. Am citit de curând că un duhovnic i-a dat fiului duhovnicesc acest cuvânt, că să cânte în minte așa și în gând când este pe stradă imnul acesta, mărturisirea aceasta extraordinară: Hristos a înviat, Hristos a înviat din morți. Și acela, după numai câteva zile, a găsit să-i spună părintelui duhovnic că, iată, și dimineața și seara se trezește dimineața cu acest cânte, cu acest tin, cu această extraordinară mărturisire în minte și în inimă, fără să facă nimic altceva. Iată cât de minunat lucrează Harul, iată cât de frumos a lucrat acest părinte duhovnicesc în fiul său, încât cel care avea atâta, să zicem, frică, iată, după numai câteva zile, cântând Hristos a înviat, s-a izbăvit și de frică, și de frica de moarte, și de supărare, și de întunecarea sufletului, și mai mult decât atât, a dobândit o bucurie de toată clipa. Așadar, într-adevăr, astăzi este ultima duminică în care, după tipic, se cântă în biserică Hristos a înviat, urmează marea sărbătoare, marele praznic al înălțării Domnului, dar în același timp este acest îndemn extraordinar să cântăm în inimile noastre, mințile noastre: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Adevărul e că o să ne fie foarte dor să ascultăm cântarea aceasta în biserică, ne va fi foarte dor să o cântăm împreună până la anul, dar nu știu dacă este interzis, ca din când în când poate să ne mai amintim așa împreună și să
să răsune în mințile noastre și în inimile noastre cântarea binecuvântată, mărturisirea învierii lui Hristos. Iată pentru astăzi la Lumina lui Hristos, în Lumina lui Hristos, ne-am gândit să vorbim despre un simptom pe care îl are societatea actuală, societatea postmodernă, un simptom care este foarte contagios, foarte răspândit. În ultimii 70-80 de ani, mai cu seamă, a luat o amploare deosebită, e un fenomen de masă, să spunem așa, mai cu seamă în societățile din spațiul concentraționar, să spunem așa. Și pentru a intra în subiectul emisiunii, avem o întrebare. Ce-i determină pe părinții orbului să se lepede de fiul lor? Iată, astăzi știm că, după cum am auzit și din tălmăcirea în al preasfințitului nostru părinte Teodosie, arhiepiscopul nostru, am auzit că orbul acesta, care nu era un orb simplu, ci un, dacă se poate numi un orb simplu, să-mi cer iertare pentru această exprimare, dar nu era vorba doar de o afecțiune oftalmologică, să spunem așa, ci pur și simplu acestui om îi lipseau părți anatomice, adică acest dispozitiv excepțional, uimitor, care este ochiul omenesc, îi lipsea cu totul, avea doar niște găvane acolo și în locul unde trebuia să fie ochiul, bineînțeles că erau două goluri. Ei bine, acest copil care a fost născut de niște părinți, iată că pare că atunci când este lumea mai dragă, este lepădat de părinții lui. Ce anume îi determină pe părinții orbului să se lepede? Avem deja un ascultător care încearcă un răspuns. Bine ați venit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat, părinte, blagoslovit și iertat! Eu sunt Cosmin, poate vă mai aduceți aminte de mine. Ți-ai mai schimbat vocea, Cosmin? Da. Câți ani ai? Eu, 13 ani am. 13. Păi ai început acum la anul, chiar că nu o să-ți mai recunosc vocea. Poftim, Cosmine, bine ai venit. Părinții orbului s-au lepădat de fiul lor deoarece le era frică de iudei că i-ar fi alungat din sinagogă. Da, așa este. Este un răspuns corect. Dar vrei să mai rămâi puțin? Aș vrea să te întreb, ce crezi că însemna asta? De ce să le fi fost frică unor părinți care au dragostea firească pentru copilul lor și pentru copiilor, mai cu seamă că sunt într-un moment uimitor? Ce anume, cât de puternică poate să fie frica aceasta încât ei nu se bucură cu fiul lor, ei dimpotrivă se leapădă? Ce însemna alungarea asta, din scoaterea aceasta din sinagogă? Poți să-ți închipui? O ipoteză, nu trebuie să dai un răspuns, că răspunsul l-ai dat corect deja. Păi, pot să spun chiar exact. Ei, probabil, nu erau nici ei foarte convinși că cel care l-a vindecat pe fiul lor era chiar Iisus Hristos, Mântuitorul, și, într-un fel, vreau să rămână conservator cu vechea credință mozaică, ce era predicată de acei cărturari. Da, mă așteptam, de aceea am și suplimentat întrebarea, că mă așteptam să dai un răspuns așa de frumos. Te felicit, foarte frumos răspunsul, cu adevărat. La 13 ani, iată o lecție foarte frumoasă pentru noi și pentru colegii tăi și, bineînțeles, felicitări părinților și profesorilor tăi, dascălilor tăi. O carte, vreau să-ți dăruiesc o carte frumoasă, specială. Poate ai ceva, nu neapărat din ce avem noi aici, poate îți dorești o carte mai specială pe care vrei să ți-o trimitem pentru că meriți. Te-ai gândit la ceva? Orice, eu am fost oricum foarte, mi-a plăcut foarte mult ce ați ales dumneavoastră în dățile trecute și mi-ați trimis și am fost impresionat. De aceea las totul la dorința dumneavoastră. Bine, o să căutăm să te... Vă mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim și te mai așteptăm. O să-ți trimitem ceva care să te bucure, mai ales că se vede că ești cititor. N-am vrut să te întreb câte ore stai pe un ecran, televizor, calculator.
calculator, tabletă, telefon, pentru că se vede că mai și citești și chiar citești, e un lucru foarte frumos. Ei bine, da. Ăsta este cuvântul cu adevărat, frica de a fi alungat din sinagogă. Sigur, foarte pe scurt, acest lucru echivala cu un asasinat civil, un asasinat civic. Practic, cel care era lepădat, scos din sinagogă, era considerat mai rău decât un păgân sau decât un vameș, după cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos atunci când ne exemplifica cum să ne împăcăm cu cei cu care ne supărăm, care este procedura de împăcare până la urmă, sau de mediere, face o procedură de mediere excepțională acolo. Ei bine, pentru un asemenea om să fie lepădat, să fie scos din sinagogă, însemna că era mai rău decât un lepros, anume, odată că trebuia să fie exilat undeva, să se autoexileze, fiindcă acolo nu mai putea să mănânce o pâine în comunitatea lui, fiindcă era privit ca un mai rău decât un lepros, era privit ca un blestemat, și cel ce se atingea de el, bineînțeles că se contamina spiritual, duhovnicește. Deci frica acestor părinți, iată, frica aceasta este atât de puternică încât inhibă, dacă vreți, sau copleșește frica aceasta, bucuria părinților pentru un fiu care în chip minunat se vindecă. Cât poate să fie de puternică, cum s-a ajuns la un asemenea o asemenea stare, poate că vom vedea pe parcursul acestei emisiuni, dacă mai există în lume, în epoca noastră, asemenea frici. Sunteți în direct, astăzi vrem să vorbim despre frică ca metodă de reeducare, ca instrument pentru autocenzură, să spunem. Bine ați venit! Hristos a înviat! Din slava la Câmpina! Chiar după inima mea, părinte, nu știu cum s-a făcut, chiar vorbeam cu părintele astăzi, ce vroiam eu să spun. Uitați, în 90, chiar în Duminica Orbului, 90% au mers ca oile. Au trecut 26 de ani, astăzi e votare tot în Duminica Orbului, și aș vrea să fac o corelare cu eu sunt lumina vieții, când spune Mântuitorul, eu sunt lumina vieții, în Sfânta Evanghelie de astăzi, da. Și cu Efeseni 5, 7, 17. Deci, mergând la Efeseni, unde ne îndeamnă în capitolul 5, dreptari pentru viața cea nouă, umblați ca fii ai luminii. Apropo de frică, adică legat de tema care ați propus-o, frica, în 90 ni s-a dat un film, Ferma animalelor. Un film foarte ecranizare educativ. După Orwell. Un film foarte educativ. Dar, părinte, s-a dat doar în 90. Și din 90 au trecut 26 de ani, ne-am luat imnul Deșteaptă-te, române, apropo tot de înviere, de moarte, de apropo de lumină, de înțelepciune, Deșteaptă-te, române, și românul stă tot în frică. Și vedeți, cine n-a vrut să mai dea filmul ăsta? O televiziune care într-adevăr e democratică, s-o văd eu în țara asta, care va da filmul ăsta? Pentru că ce se întâmpla în filmul ăsta? Iertați-mă, e vorba de luminare, e vorba de educație. În filmul ăsta, și scurt vreau să fiu, în filmul ăsta era o fermă unde erau doi oameni, să zicem, soț-soție, și aveau niște animale. La un moment dat animalele se revoltă, cum o să zicem, cum a fost revoluția din 89, îi omoară pe bărbatul și femeia respectivă și animalele încep ele să conducă ferma. Și au exact așa, sunt personificate așa, adică prezintă niște trăsături ale oamenilor, vorbesc, fac adunări populare, cu alegeri. Ura trăiască, și cine ajung în final să conducă porcii din fermă? E, părinte, de 26 de ani,
cine n-a mai vrut să se dea? Am impresia, eu am citit ceva, adică am văzut pe telefon ceva pe internet, e o frică, am impresia. Am impresia că și mari bancheri și mari capitaliști care spun e rău comunismul, noi capitalismul, adică dreapta e bună, stânga e dreapta. Dar de unde? Că știu de la un părinte de la Dâmbovița, Ștefănescu, are două cărți, Sacroterapia din 2000 făcute și Credința, din cărțile astea am luat lumină pe lângă altele, în care spune lumina de la capătul tunelului, după care alergăm din 90, este Hristos. Asta e lumina de la capătul tunelului. Toți ziariștii, luminița, lumina de la capătul tunelului. Lumina de la capătul tunelului e Hristos. Și noi creștinii, în Efesene acolo, ni se spune clar, zice, nu fiți părtași la faptele cele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pățiși. Ați văzut cum se întâmplă sistemul medical? Pentru că ei închid ochii asupra faptelor reprobabile săvârșite într-ascuns și în alte sectoare, la fel. Și este vorba aceea care spune că cel care tăinuiește un lucru rău e la fel de vinovat ca cel care îl făptuiește, nu? Deci asta am vrut să subliniez, da. Părinte, ce facem? Aș vrea toate televiziunile și de la Sfinția voastră unde sunteți la Constanța să vedem ce televiziune din țară până la alegerile din toamnă o să dea, dar eu vreau, cum am văzut atâtea filme românești care ne place să le vedem, să-l văd și pe ăsta, eu le-aș vedea și în fiecare seară filmul ăsta, Ferma Animalilor. Vă mulțumesc pentru înțelegere, părinte, să rămână, da. Mă iertați că am... În regulă, foarte bine. Mi-ați liniștit inima. E o idee foarte bună și mă bucur că v-ați răcorit, dar putem face un lucru mult mai simplu până să așteptăm, da. Din spațiul media să ne dea filmul Ferma Animalelor. Da. Este, da. Cartea foarte frumos, luăm, da. Pe Orwell, sau eu, dacă vreți, vă recomand o carte excepțională care este în același ton, doar puțin mai aplicată. Se numește, da. Întuneric la amiază, a lui Arthur, da. Koestler. O carte absolut excepțională care reflectă, bineînțeles, și sindromul din Ferma Animalelor, da. Dar adus cumva la zi, upgradat așa pentru ca să folosim, da. Și noi limba aceasta păsărească, da. Știți? Aș vrea, eu cam am ajuns așa la o concluzie, dar aș vrea mass media să se implice, activ, părinte, să se implice, pentru că poporul trebuie, cum ați spus, educație. Păi hai să ne educăm, că mass media nu trebuie să ne manipuleze, adică să ne educe în sens negativ, să ne anihileze creierul. Mass media trebuie să ne îndrepte către lucrurile bune. Da, am, da? Înțeles. Să rămână, Părinte, bine. Hristos a înviat, să trăiți. Adevărat a înviat. Sigur, iată că o manifestare de curaj, nu? Această, cum să spun, intervenție care până la urmă pune o lumină, dacă vreți, dintr-o perspectivă, pune o lumină asupra situației actuale în care este omenirea. Până la urmă vorbim de un fenomen global și anume frica, o frică foarte soft, să spunem așa, și să-mi iertați cuvântul, dar am observat că e foarte la moda astăzi să vorbește o limbă română aproximativă, dacă se poate să introduci cuvinte din romgleză, așa cum se spune. Deci, din când în când, cel puțin la televiziune sau cel puțin în spațiul public acolo unde este permis, dați-mi voie să mă exprim așa cum se pare că se și dorește, sigur, în limitele pe care nu le pot depăși. Deci, iată, avem o perspectivă cu totul deosebită asupra acestui fenomen, acestei stări, care duce până la urmă la o autocenzură, la o cenzură personală. Omul devine, să spunem așa, după sintagma asta, corect politic.
dat fiind că el singur își cenzurează, dacă vreți, ideile, gândurile și până la urmă desfigurează adevărul. O frică de a nu fi dat afară din sinagogă, o frică de a nu fi dat afară din fanfară, o frică de a nu fi dat afară din galaxie, o frică de a nu fi dat afară din postul în care lucrează, nu știu ce se întâmplă. Poate că aflăm, fiindcă e mult mai important să ne dăm seama că ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul în cartea Apocalipsa că lașii, fricoșii vor intra, de fapt vor fi condamnați și judecați mai rău decât desfrânatele, decât hoții, decât tâlharii. De ce spune oare Sfântul Evanghelist Ioan lucrul acesta? Poate reușim să deslușim împreună. Frica, metodă de reeducare. Sunteți în direct, Hristos a înviat. Hristos a înviat, Părinte, și mi-aș dori să spunem tot anul. Chiar dacă sunt momente când trecem la Hristos a înălțat, dar tare frumos sună Hristos a înviat pentru întreaga noastră biserică. Părinte, nu vreau să-l dezamăgesc pe antevorbitorul meu, dar aș vrea să-i amintesc că televiziunile noastre, una dintre ele, nu vreau să o numesc, Are o fermă. E adevărat că este a vedetelor, nu a animatorilor. Mi-ar fi plăcut să se regăsească pentru acele vedete și caractere care sunt în celebra casă a lui Orwell. Deci există o fermă totuși. Dar, există, dar din păcate este un experiment foarte, foarte cinic acolo. Și foarte trist, Părinte. Un experiment cinic și foarte trist pentru niște câteva bancnote colorate. Te doare sufletul când vezi ce se întâmplă acolo, dacă înțelegi ce se întâmplă. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă uit ce se întâmplă acolo, știu numai că există, văd pe ghidul de la TV că există și îi las în pace, fiecare cu Dumnezeul lor. Da. Dar am să revin la, dacă îmi dați voie, la Duminica Orbului. Să mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorului nostru, că în lumea creștină nimeni nu este dat afară. Și păcătos și om evlavios, fiecare individ este privit în biserică, că se așează în rândul din urmă sau că se așează în primul la masă, el este privit automat. Deci biserica pe care Mântuitorul nostru a înființat-o nu dă pe nimeni. Practica aceasta evreiască era foarte dură. Dacă stăm să ne gândim că singurul moment în care comunitatea se adună, singurul moment în care tot cei din sat, din comună, din Capernaum, să spunem așa, că Iisus a predicat mult în Capernaum, toți se adunau în sinagogă sâmbătă, citeau acolo cuvântul Domnului și mai marilor le explica acest cuvânt. În momentul în care era interzis să intri în această sinagogă, în momentul acela deveneai un paria, deveneai nimeni în comunitate. Erai un ostracizat, erai o persoană care niciodată nu mai aveai un cuvânt de spus în fața cunoștințelor, vecinilor, tuturor celor. De aceea părinții Orbului, după părerea mea, s-au înspăimântat. Ei n-au privit la minunea aceea colosală, care a zguduit pur și simplu ziua în care Iisus i-a dat Orbului din naștere vedere. Ei au privit numai la ceva urma. Așa cum privim și noi. Și Mântuitorul ne spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ei se îngrijorau de ziua de mâine. Așa este, da. Ce vor face? Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! Iată, foarte frumos, un tablou exact a ceea ce însemna sau motivul, cauza care ducea la frică, la această conduită absolut paradoxală. Pe de o parte, firea aceasta a părintelui care își iubește copilul și care rămâne uimit în fața unei asemenea minuni, uimit de bucurie. Poți să îți stea inima în loc când ai o asemenea bucurie, să-ți vezi copilul care se ridică de pe targă și merge sau nu are ochi și începe să vadă. Și cu toate acestea, frica este mai puternică. Este ceva cutremurător, ceva
copleșitor. Și pentru că suntem trecuți deja de jumătatea timpului, aș vrea să venim în actualitate. Atunci frica aceea era paralizantă. Cum a spus interlocutorii, faptul că te-ar fi scos din comunitate era un stigmat, nu puteai nici măcar să cerșești, nici ca cerșetor nu mai erai privit atunci sau acceptat. Dar ce se întâmplă astăzi? De ce funcționează atât de bine frica la oameni care de 2000 de ani mărturisesc că Hristos a înviat? De unde frica aceasta să ne lepădăm sau să nu mărturisim, sau atunci când se pune problema să fim foarte rezervați? Întrebați-l pe el, că este în vârstă, eu nu-mi dau seama. De exemplu, a fost acum de curând această dezbatere cu modificarea Constituției, articolului care privește uniunea, căsătoria, și văd că există o tulburare extraordinară, o frică extraordinară. Sunteți în direct, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Părinte. Blagoslovit și iertați. Măicuța Domnului să vă întărească. Bogdan Proste, într-adevăr, să știți că mai mult din neștiință, din lipsă de informare, și nu atât cât din frică, nu au vrut să semneze. Și vă spun pentru că am întâlnit situații și uneori am rămas uimită de răspunsul persoanelor respective. Sunt creștini, dar sunt creștini cu prin botez. Și atât. Până la cruce. Două categorii de creștini, nu? Mult înainte de cruce, Părinte. Da, până înainte de cruce. Până la mărturisire, da. Exact ca și primul interlocutor care a zis că i-a mers sub întrebarea. Și acest subiect, frica, metodă de reeducare, i-a fost pe inima lui. Am cam o lună de când am și eu o întrebare. Nu știu dacă știți revista Credința Ortodoxă. Da. Bun, sunt acolo am întâlnit eu articole referindu-se la acest așa zis mare și sfânt sinod, care va avea loc într-o săptămână, presupun, până la jumătatea lunii. Eu nu am auzit în biserici, eu n-am auzit vorbindu-se în România. Am informații din familia ortodoxă și din credința ortodoxă și de aia știu despre ce este vorba. De ce ierarhii? De ce preoții? De ce creștinii nu iau cuvântul și nu informează oamenii? Pentru că această frică vine din lipsă de credință, din lipsă de informare. Frica, metodă de reeducare, perfectă la Pitești, perfectă în lagărele, în închisorile comuniste. Și fără acea mare credință și renunțare la propria persoană și mărturisirea Domnului Iisus, ei n-ar fi putut trece. Aveți dreptate, iertați, numai o fracțiune de secundă, că se leagă cu ideea de... Aveți dreptate, a fost metodă de reeducare în lagăr, în Arhigulag, în Pitești, dar noi suntem liberi. Da, și noi avem o frică, Părinte, frica că, așa cum am zis mai devreme, îmi pierd serviciu, nu renunț la cardul de sănătate, pentru că nu voi fi, deși, așa cum spunea doamna Paraschiva, în credința ortodoxă, avem deocamdată posibilitatea să renunțăm la acest card, da? Dar frica de a nu avea parte de îngrijirile medicale atunci când ne îmbolnăvim, frica de a ne pierde familia până la urmă, de a fi mucenici. Da, nu m-am gândit neapărat la asta, dar și de a nu fi înțeleși de copiii noștri, de părinții noștri, de rudele noastre. Excepțională perspectivă. Dar spune Mântuitorul, dușmanii voștri vor fi casnicii voștri. Exact, exact. Și nimeni nu este proroc în patria lui. Exact, da? Deci asta este cauza fricii. În primul rând, lipsa de informare, spun eu, pentru că dacă și eu cu ani în urmă n-aș fi putut
Și de atunci încoace n-aș fi citit, nu m-aș fi informat, n-aș fi găsit această, nu mi-ar fi dat cineva această familie ortodoxă. Și nu aș fi, am zis că este, aceste două reviste sunt singurele, zic eu, în țara noastră, care spun adevărul. Și cei mai mulți oameni le dau sau le vorbesc de această revistă, refuză, pur și simplu, sau spun, nu e adevărat, nu există asemenea oameni. Exact cum s-au comportat iudeii cu orbul la anchetă. Îi spuneau, nu e adevărat, ceea ce vezi nu e adevărat, nu e lumină, nu sunt imagini, tu de fapt nu vezi. Și dacă n-au reușit așa, au spus, atunci nu ești tu. Au vrut până și pe părinți să-i convingă să spună că nu e copilul lor. Exact. Iar dacă noi... Da. Exact, iar dacă noi ne uităm la numai și numai la televizor și la toate emisiunile acestea, făcute special să ne spele creierul, ajungem în final la această frică. Mă iertați, părinte. Da. Foarte frumos. Să știți că m-am gândit mult dacă este corect, mulțumesc pentru telefon, dacă este corect să abordăm tema aceasta, numai că, sigur, nefiind un subiect pentru 40 de minute, e un risc și din acest punct de vedere, nici măcar nu încep bine și se termină emisiunea, însă subiectul este inepuizabil, dat fiind că are consecințe până în ultima celulă, iată, chiar a creștinului, până la urmă, frica aceasta poate să ducă la pierderea mântuirii. Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, frica este un mare, mare, mare păcat și totuși, cu toate acestea, dacă ne cercetăm foarte bine, fiecare dintre noi, vedem și dacă ne cercetăm, ne judecăm cu conștiința noastră, bineînțeles, în forul nostru interior, ne vom da seama că mulți suntem contaminați de frică. Sunteți în direct, Hristos a înviat. Hristos a înviat, Părinte, să rămână. Bine ați venit. Asta eu să spun că este adevărat. Îl întâlnim pe Hristos numai la Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, ne întâlnim cu, primim Duhul Sfânt și apoi ne întâlnim cu Hristos, Dumnezeu. Așa este, Părinte. Dar numai prin Maica Domnului. De ce credeți că suntem fricoși așa? Pentru că nu ne despărțim de lumea aceasta materială. N-avem credință. Hristos Dumnezeu ce ne cere? Credeți că lipsa credinței este, are ca și consecință frica? Nu, noi trebuie doar frică să ne fie de Dumnezeu și să nu facem rău aproape lui. A, bine, sigur, vorbim de o frică binecuvântată, cum e și aceea, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, dar vorbim ca frică metodă de reeducare, autoreeducare. Părinte, s-a ajuns la acest rafinament în epoca modernă, vorbim nu cronologic, dacă vreți, ci în zilele noastre, să spunem, s-a ajuns la această performanță extraordinară ca să ne autoreeducăm? Nu am semnal. Nu vă mai aud deloc. Da, îmi pare rău, cred că s-a pierdut legătura. În sfârșit, interesant și important pentru noi este acest lucru, să înțelegem că iată un neținută în frâu sau ne luând seama asupra noastră, neavând stare de trezvie, ajungem în situația aceasta atât de bizară, atât de paradoxală, a părinților care se leapădă de copii, a părinților care leapădă copii și a copiilor care se leapădă de părinți. Până la urmă, copiii noștri doresc să vadă în părinții lor oameni fără frică, modele eroice, oameni care sunt gata să își pună viața la bătaie pentru crezul lor, pentru idealul lor, de ce să n-o spunem, pentru credința lor, pentru Dumnezeul lor, dacă acest lucru s-ar cere sau se va cere de la noi. Iată că am ajuns să
tremurăm de frică pentru cele mai mici lucruri care sunt atât până la urmă și atât de firești. Ne este frică că mâine va ploua, ne este frică că va fi foarte cald mâine, ne este frică că se schimbă mersul trenurilor, ne este frică că crește inflația, ne este frică de absolut orice lucru. Ce mai rămâne într-un om care are numai frici, într-un om care nu se poate echilibra? Singura lui, dacă vreți, preocupare este să scape sau să se apere de niște frici care până la urmă sunt cele mai multe dintre ele virtuale și care nu te pot atinge sau în orice caz nu-l pot atinge pe omul care este unit cu Hristos. Iată, n-am putut nici măcar să ne atingem de acest subiect, atât este de amplu, atât de mult aș fi vrut să fie sau să ne vorbească părintele Arsenie Papacioc despre acest subiect. L-am auzit de multe ori vorbind și avea 95 sau 96 de ani și îi spunea unor tineri să nu vă tremure mâna pe spadă. Sigur că, iată, au trecut atâția ani de atunci și n-am înțeles foarte exact ce a vrut să spună. Poate că rugându-mă, Dumnezeu o să descopere cuvântul acesta în inima noastră, să vedem ce a vrut să spună părintele Arsenie atunci când zicea să nu vă tremure mâna pe spadă. Sunt convins că nu se referea la o bucată de oțel ascuțit cu un mâner pe care îl porți la brâu, ci se gândea la o altă spadă de o altă consistență, dar, cum v-am spus, încă n-am reușit să decriptez, să descifrez ceea ce părintele dorea să spună. Ei bine, iată că acest subiect, până la urmă, după cum arată lucrurile, a suscitat atenția dumneavoastră. Este bine dacă am putea să purtăm și o corespondență. Ați văzut că de obicei se mai afișează pe ecran și o adresă de e-mail. De asemenea, sunt dispus pentru orice fel de discuție care are ca subiect sau ca temă vindecarea fricii, pentru că noi astăzi am vorbit despre frică, dar nu am vorbit despre metode, despre soluții, despre mijloace prin care noi am putea să scăpăm de frică. Frica aceasta paralizantă care face să desfigurăm adevărul, care ne face să fim iraționali, așa cum, iată, iraționali erau acești oameni care vedeau cu ochii lor și nu credeau. Este o opțiune cu totul și cu totul fenomenală, pentru că spunea Mântuitorul: Tomo, fericiți cei care n-au văzut ce au crezut. Tu ești fericit că ai văzut ce ai crezut, dar cât de nefericiți pot fi cei care au văzut, văd și nu cred. Ei bine, din cauza fricii, din cauza necredinței, chiar și cele mai vădite minuni, chiar și cele mai minunate întâmplări le trecem cu vederea. De aceea o să închei așa această emisiune cu un cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos: nu vă temeți de cei ce vă pot ucide trupul, de cei ce vă ucid trupul, ci de cei ce pot ucide sufletul. Până duminica viitoare vă doresc să aveți parte de pace, bucurie, dragoste și mult curaj.